În aceste momente, doamnelor și domnilor, șeful procurorilor din România un anunț major în timpul în care Iată, este scandal pe funcții pentru că se uh, pregătesc schimbări la nivelul conducerii parchetelor din România, iar parchetul general face în aceste momente bilanțul. Vorbesc, uh, evident, despre marile dosare pe care le-am instrumentat. O vedeți în imagini pe uh, doamna Scutea, Gabriela Scutea este procurorul general al României. Ascultăm pentru câteva secunde. umane în 2023, așa cum l-am calculat în. Acest moment am primit maxim 80 de procurori. Contribuția la dezbateri la Ministerul Justiției și alți parteneri instituționali pentru extinderea competenței DNA, actualizarea legislației în domeniul protecției mediului și alte subiecte care sunt sigură vor exista pe agendă. Se dorește extinderea activității Direcției Naționale Anticorupției, multe, parchete, multe dosare pe care le-a instrumentat procurorii parchetului general. Gabriela Scutea este printre candidații care mai vor încă un mandat la parchet. Urmărim ceea ce se întâmplă acolo.